nici măcar la un produs nu văd prețul, nici măcar la unul. Și asta arată foarte rău. Sunt spalat dimineața, sunt spalat. Dar acum trebuie mai urmează să-i sperim ce... Cut. E normal să aveți la vânzare astfel de produse. Muce găite, le-ați văzut cum sunt? Cum comercializați așa ceva? Vreau să-mi arătați și mie niște cârnați de acolo. Puteți? Dacă eu vreau să cumpăr cârnații negri de acolo, mi-i dați? Dacă dumneavoastră veți cumpărați, nu vii recomand. Până nu-i aranjez. Dar dacă era cineva, îi recomandați? Da, am avut foarte aglomerat asta și nu am avut timp să aranjez. Dar uitați-vă, sunt negri. Cum să aveți așa ceva expus la vânzare? Cârnații ce, dacă vine cineva să-i cumpere, eu nu-i recomand. Păi de ce îi țineți acolo dacă nu-i recomandați? Eu sunt pe vitrină dimineață, astăzi. Nici prețuri nu aveți? Nu am avut timp, am avut altă marcă primită și am avut alți clienți și eu m-am axat pe serviciul clienților. Păi dacă clienții au vrut cârnați din aia negri de acolo, i-ați servit? Eu dacă mie îmi intră un client, eu nu-l servesc. Îi spun că nu pot să-i servesc și dau tot ceva proaspăt, care știu că este proaspăt. Doamnă, și eu nu servesc. Două. Cine eu, două, pentru că eu îmi pierd clientul, în primul rând, eu mi-l pierd. Iar dacă vitrina mea n-am reușit într-o zi să o aranjez, asta înseamnă că nu-mi servesc clienții. Da, uitați-vă cum arată. Sunt cârnați, da, este foarte adevărat, dar nu-mi servesc acel client care mi-l cere. Și e vorba, în primul rând, de imaginea dumneavoastră. Cum să comercializați ceva și de sănătatea oamenilor, nu? Astăzi nu am avut timp să-mi fac vitrina. Ui. Cum vă numiți? Nu dă, pentru că ea știe și nu dă, vă garantez că nu știe, pentru că puteți să veniți, deci dumneavoastră veniți în control odată pe ea. Nu mă convingeți, atâta vreme cât acolo sunt produse care arată groaznic. De obicei arată foarte bine. N-am o curiozitate, a fost vreodată protecția consumatorului aici? Da, bine pe lună. Da? Cel puțin odată pe lună bine. Am să le arăt imaginile. Deci este cea mai aranjată vitrină. Și aia de acolo, mizerabilă, cu cartoane și carne la un loc? Am avut foarte mult marcă pentru sărbători din Paști. A trecut de mult Paștele. Suntem doar două. Eu nu permis să-mi arăt. Chiar și așa, mie mi se pare că aici colcă, e mizeria. Nu știu cum să vă spun. Fost chiar de la etichetarea alimentelor. Nu se referă asta. A, n-aveau etichete. Asta e... urmăreau controlul. Uh-huh.